Milena Ordean, solista și basista trupei Broken People, formată din elevi de la Liceul de Artă Octav Băncilă, va evolua în ediția de vineri 7 octombrie de la orele 20:30 de loc din Roman. Milena este o pasionată a muzicii rock încă de mică. Participantă la numeroase festivaluri și concursuri muzicale, Milena Ordean are numeroase premii întâi și trofee și iubește enorm muzica rock. Eu mă numesc Milena Ordean, sunt Romașcan, am vârsta de 14 ani și am mers să concurez la X-Factor pentru că am vrut să arăt evoluția mea cu parcursul anilor, adică cât m-am sfântuit eu să muncesc ca să ajung undeva cu muzica și am vrut să dovedesc tuturor celor care mi-au zis că nu pot și că nu o să reușesc, că în sfârșit am făcut ceva din muzică și că nu trebuie niciodată să te lași bătut când cineva îți spune că nu poți să faci ceva. Pentru că în momentul în care ai o vis, trebuie să muncești cât poți ca să-l atingi și să nu-i dai niciodată drept. Show-ul va începe de la orele 20:30 pe Antena 1, Milena urmând a interpreta cu voce și chitară melodia Highway to Hell de la AC/DC, cu o linie melodică modificată de interpretă. Show-ul începe la ora 20:30 pe Antena 1 și prestația mea o să fie, nu știu exact când, pentru că nici pe mine nu m-au anunțat, o să fie surpriză. Dar o să interpretez piesa Highway to Hell de la AC/DC cu chitară, bas și cu voce. Pentru a trece direct în galele live ale show-ului, Milena are nevoie de ajutorul nemțenilor pentru a obține cât mai multe voturi și a promova în etapa următoare. Cei care vor să voteze pentru că au apreciat prestația mea, trebuie să instaleze de pe iOS sau Android aplicația X-Factor România și în momentul apariției mele sunt 24 de ore de la apariția mea ca să voteze. Romașcana Milena Ordean Tănas a fost moderatoarea și realizatoarea unei emisiuni despre istoria rockului la postul de televiziune Roman 24 intitulată Listen to Rock, Be Rock, unde avea săptămânal interviuri cu trupe rock, emisiune pe care a întrerupt-o odată cu plecarea ei la Colegiul de Artă Octav Băncilă din Iași. Milena a susținut cu trupa ei multe concerte la diferite evenimente și festivaluri la Iași, Vatra Dornei și Roman. Visul ei este de a urma o carieră muzicală pentru a ajunge să cânte alături de trupele importante din rockul românesc.